Azi mi faci un preparat mexican, specific mexican, se cheamă quesadilla. Și acest preparat are nevoie de 3 sosuri. Acesta va fi unul dintre ele, se numește pico de gallo. Și are ceapă, roșii, ardei, pătrunjel, ulei de măsline, sare, piper. Se tot ce... Ar trebui să tocăm totul foarte mărunt. Vom începe cu sherry. Se pot folosi roșii, fără nicio problemă. Problema este că la roșii va trebui să scoatem miezul. Și asta vom învăța altă dată. Nu uităm că cel mai important lucru este să ascultim cuțitul înainte. Am tăiat roșiile sherry, am curățat fundul întotdeauna, după ce faceți o operație pe fund, se curăță, se spală, se curăță. Și vom începe cu ceapa. Întotdeauna vom orienta după cântare de roșii. Și vom tăia ca să fie mult mai puțină decât roșii. Așa că mie nu o să întrebească toată ceapa asta și voi tăia mai puțin. Am tăiat roșii, ceapă și urmează ardeiul, de cel mai important. Se taie pe mijloc. Se desface. Noi de la ardei vrem să folosim decât pielar. Nu vrem să folosim sâmburi sau semințele. Astea sunt cele mai picante. Vrem aromă de picant. Așa că vom tăia în două și după ce vom tăia în două ardeiul, îl vom curăța de semințe. M-am avut noroc, ăsta n-a avut multe semințe. Atenție mare, când folosiți ardei pe fund, după aceea spălați fundul sau îl întoarceți pe partea cealaltă, pentru că orice veți tăia după va fi foarte, foarte picant. Mi-e întreb ardeiul tăiat foarte fin. Așa că voi tăia în felii mai mărunte. Avem pătrunjel. În clipa când lucrăm cu pătrunjel, cuțitul să fie uscat, mâinile uscate, fundul uscat, e foarte important. A doua chestie foarte interesantă este că tulpina nu se folosește sub nicio formă. Așa că eu voi scoate frunzele, o să vă explic de ce nu se folosește. Amărește. Pătrunjelul nu trebuie să fie amar, pătrunjelul trebuie să fie aromat. Și de aceea nu se folosește tulpina. Am scos frunzele care ne trebuiau. În mare secret, în clipa când tocăiul se va face la culoare, în loc de verde, negru, înseamnă că noi l-am zdrobit și nu l-am tăiat. Așa că pentru... vom pierde aroma, clar. Este ca și cum am face orice să usuce pătrunjel. Nu asta vrem. Ce ne trebuie? Un cuțit foarte bine ascuțit și multă răbdare. Foarte multă răbdare. Asta este mișcarea, la tocat. Cuțitul trebuie să alunece dintr-o parte spre alta. Cei care sunt țărani. Sunt țărani, da? Deci, toacă de degeaba pătrunjelul, nu dă nici aromă, strică și preparatul. Țărani! Și când vă spuneam că trebuie să rămână verde, uitați-vă, a rămas verde. Eu nu l-am zdrobit. Deci nu am fost săran, m-am purtat foarte frumos cu pătrunjelul și el se va purta foarte frumos cu mine, dându-mi aroma pe care eu o caut. Am adăugat și pătrunjelul. Ce mai trebuie? Sare. Totul după gust. Fiecare, dacă mănânc mai multă sare, pune mai multă sare. Acesta este piper. Îmi place piper. Și ulei de măsline. Totul se amestecă. Preparatul, v-am spus, se numește quesadilla.
Și am văzut la un țăran pe internet că făcea chesadia mare bucătar în care punea roșii. Nu se pun roșii, că ăla era țăran. Sosul care vine separat are roșii. Deci nu avem nevoie să punem în chesadia roșii. Și acesta este preparat. Unde sosul? Urmează să le facem pe celălalt de două și le răzbunare.